caricatura este pentru mine o modalitate de a protesta, de a informa publicul pe o anumită temă care poate nu este larg discutată. Am început să ținez caricaturi fiindcă este ceea ce îmi este mai aproape de suflet și ceea ce îmi place. Mă numesc Alex Băreț, activist ca designer grafic. Cred că de mic desenam pe caiete, mese, pe tablă, apoi pe foi și am ajuns pe tableta digitală, unde se poate repede de desenat ceva și de publicat. Subiectele pot fi găsite oriunde, în internet, la televizor. Cred că din orice știre se poate de făcut o caricatură. Este important să avem tineri activi pentru că ei pot să aducă o schimbare în țară și să influențeze pozitiv și pe alții. În această perioadă de pandemie și carantină s-au schimbat și temele caricaturilor, fiindcă celelalte noutăți au trecut pe planul 2. Vreau să atrag atenția asupra incompetenței cu care sunt abordate problemele de unii politicieni. Sper că viziunile mele rezonează cu acelor ce mă urmăresc și caricaturile trezesc un zâmbet, dar și pun pe gânduri.